Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Știu că din titlu poate pare un subiect așa puțin mai ciudat, dar te asigur că e un subiect cu adevărat real. Na, cu toții știm că serverele web au nevoie de foarte mult curent electric pentru a putea funcționa. Bineînțeles, ele funcționează cumva non-stop pentru ca website-urile noastre să fie live non-stop și bineînțeles avem nevoie de foarte multă memorie, foarte multă putere de procesare, foarte mult hard disk-uri și așa mai departe pentru ca site-urile noastre să fie acolo disponibile tot timpul, userii noștri să poată citi articolele noastre, să intre pe site-urile noastre, să interacționeze cu ele. Mergând acum mai departe pe același raționament, fiecare metodă prin care noi putem produce electricitate emite niște dioxid de carbon în atmosfera noastră. Bine, unele metode, precum este arderea cărbunelui sau a gazului natural, produc de fapt foarte, foarte mult dioxid de carbon. Dacă ne uităm pe partea cealaltă, la turbinele eoliene, ele produc mai puțin dioxid de carbon. Există foarte multe studii, lucrări și calcule făcute pe partea asta, dar uitându-mă așa peste câteva, am descoperit faptul că 1 kWh, care e o unitate de măsură pentru curentul electric, are nevoie de vreo jumătate de kilogram de CO2. Asta în general, nu știu dacă luăm și energia nucleară și energia eoliană și arderea cărbunelui și facem cumva o medie, ne va ieși acest număr. 1 kW de energie este egal cu 0,5 kg de CO2. Bun, mergând mai departe, ca să aflu mai multe informații, am dat peste acest website care este foarte, foarte interesant. Website-ul se numește websitecarbon.com și de acolo am aflat că website-ul meu consumă aproximativ 1450 de kW pe an. Kilowatt-oră. Asta înseamnă în jur de 725 de kilograme de CO2, adică destul CO2 cât să umpli 52.000 de baloane. Asta e o sumă foarte, foarte mare, e un număr incredibil de mare. Practic, prin website-ul meu folosesc niște resurse destul de mari. Practic ar trebui să-mi optimizez puțin website-ul și tocmai ce ați văzut acum, acestea erau numerele înainte să fac ceva la website-ul meu. Acum o să pun o poză după ce o să lucrez puțin la el ca să vedeți dacă am reușit să îmbunătățesc ceva. Bineînțeles, m-am uitat și peste alte website-uri. M-am uitat și peste website-ul celor de la gsp.ro pentru că e un site super, super urmărit în România. Nici ei nu stau foarte bine, totuși e puțin mai bine decât în cazul meu, dar mai au și ei lucruri de îmbunătățit acolo. Pe urmă m-am uitat peste olx.ro, din nou un site foarte popular și foarte vizitat în România. Ei bine, poate nu vă vine să credeți, dar acest website stă foarte, foarte bine. E un website eco, aș putea să-i spun. Și bineînțeles, peste un site de știri, Digi24, care stă mai bine decât mine, stă mai bine decât gsp.ro, dar mai rău decât OLX. E undeva așa pe la mijloc. Bun, până în acest punct am stabilit că internetul în general are și el o contribuție la schimbările climaterice și cred că s-au făcut niște studii care arată că toate website-urile din lume și toate webserverele contribuie foarte, foarte, foarte mult la toată chestia asta cu CO2-ul care ajunge în atmosferă. Pentru că există foarte multe website-uri în lume, pentru că există foarte multe vizite pe aceste website-uri, pentru că nu sunt tocmai optimizate aceste website-uri, noi irosim foarte multă energie electrică și practic poluăm într-un mod indirect planeta. Dar nu trebuie să disperăm, în continuare am 5 sfaturi, 5 lucruri pe care le puteți face și voi și voi încerca să le fac și eu pe blog de IT.ro ca să îmbunătățim performanța website-ului nostru, să scădem consumul de electricitate pe servere și să facem un website eco-friendly. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne asigurăm că website-ul nostru are cât mai puține request-uri. Asta înseamnă cât mai puține librării încărcate, cât mai puține analytics încărcate, de exemplu nu avem nevoie de Google Analytics și Stat Counter și alte countere pe site-ul nostru, nu avem nevoie de 1 milion de fișiere de iconuri și librării de animații
care le folosim poate într-un singur loc, să încercăm să avem cât mai puține request-uri posibil. Al doilea lucru este optimizarea codului pe care îl scriem și aici mă refer în mare parte la CSS, la HTML, la JavaScript. Am aici un exemplu pe care o să-l pun jos, exemplu din CSS. Observați că se poate scrie această proprietate de margin în mai multe feluri. Aceste proprietăți care se aplică sunt oarecum identice, dar modul în care îl scrii poate conține mai multe caractere, asta afectând din nou performanța și consumul de curent. Deci, foarte mare atenție la numărul de caractere pe care l-ai în codul tău, la spații, la comentarii foarte lungi, la cât de bine e optimizat acest cod. Pe locul 3 se află o chestie destul de simplă și accesibilă pentru toată lumea, minifierea CSS-ului și a fișierilor JavaScript. Dacă nu ați făcut asta până acum, din nou sub acest video să găsiți mai multe resurse care vă ajută să vă minifiați aceste fișiere și să vă îmbunătățiți timpul de încărcare al website-ului. Pe locul 4 e optimizarea pozelor. Atunci când vine vorba de mărimea lor, pentru că am văzut în foarte multe website-uri, dacă ne-ai urmărit seria mea cu mă uit peste site-urile abonaților, acolo am prezentat destul de multe cazuri în care pozele erau super, super mari, dar în website erau micșorate din CSS. Nu e un mod optim să faci asta și bineînțeles dacă faci poze cu telefonul sau cu aparatul foto, nu uita să ștergi metadata din pozele tale și din nou o să-ți las un card probabil pe aici pe sus cu un mod foarte simplu prin care poți să faci acest lucru. Bun, și al cincilea și ultimul lucru este conținutul website-urilor noastre. Ar trebui să te gândești de fiecare dată când adaugi conținut, un articol, o poză, ceva nou pe site-ul tău, dacă e absolut necesar. De exemplu, pentru mine s-a întâmplat de multe ori în proiectele de freelance ca oamenii pentru care lucram, practic clienții, să vrea anumite poze pe site-urile lor, anumite poze care nu îi ajutau oarecum deloc. De exemplu, dacă făceam un website care vinde roți de mașini, proprietarul acelui website vrea să pună pe site-ul lui, nu știu, mai multe poze cu mașini foarte puternice, crezând că o să atragă așa clienții. Ei bine, mașinile alea puternice nu prea te ajută cu nimic atunci când tu vinzi roți. Practic, ai nevoie să arăți pe site-ul tău produsele tale și eventual cum arată garajul tău, ce tool-uri folosești acolo la garaj și chestii de genul acesta. Adică, nu știu, chiar dacă îți place de Michael Jackson și tu ai un website cu legat de IT sau cu laptopuri, nu e nevoie să-l pui pe Michael Jackson acolo pentru că nu te ajută cu absolut nimic. Deci gândiți-vă dacă e util conținutul pe care îl aveți pe fiecare pagină din website-ul vostru. Bun, și acum că am ajuns la final, aș vrea să-mi scrii în comentarii ce scor a obținut website-ul tău la acel test de CO2 și poate dacă îl îmbunătățești să revii cu un comentariu și să-mi spui cât de mult a scăzut. Eu sunt Radu și noi ne vedem data viitoare.